Bună, astăzi am să vă arăt cum îmi dau eu gelul jos folosind o pilă electrică, dar și pentru cele care nu au o pilă electrică, cum pot să și-l dea jos cu pile abrazive. Eu o să folosesc una de 180 și una de 100 și un buffer. Deci, cam așa arată unghiile mele după o lună. Și acum să trecem la treabă. Așa arată unghiile mele după ce le-am pilit cu pila electrică. Sper că se vede. În afară de inelar, pe care am să încep să-l pilesc cu pila abrazivă. Pe celelalte unghii nu am îndepărtat de tot gelul, deoarece o să aplic gel peste, nu renunț definitiv la el. Iar pe inelare am să-l îndepărtez tot ca să vedeți cum arată unghia, cum poate să arate unghia dacă știți să vă piliți gelul acasă, fără să trageți de el și să deteriorați unghia. Să-i dăm drumul! Thank you.
Cam așa arată unghiile după ce le-am pilit. Se vede diferența între cea care a renunțat de tot la gel și celelalte care mai au gel. Oricum, trebuie avut grijă să nu intrați cu pila în unghie. Mai bine lăsați un strat subțire de gel decât să vă piliți unghia natural. Eu acum am să dau cu un lac. Așa arată unghia după ce am dat-o cu lac. Eu cred că se vede diferența. Și sper că o să alegeți această metodă de îndepărtare a gelului data viitoare când o să încercați să renunțați la el. Sper că o să vă fie de folos și ne vedem data viitoare. Pa, pa!